Legat de adevărata reformă în acest domeniu de asistență, vreau să spun că ea este absolut necesară. Și vreau să vă spun ce am împățit acum câteva zile. Stând la birou, făcând o mapă, am trezit cu 20 de oameni în cărucioare cu rădire în birou de la Casa Națională. Care au fost evident priviți și am ascultat. Într-adevăr, la nivelul afecțiunilor care le aveau, au ridicat câteva probleme legate de fotoliul rulant, care este de o calitate din ce în ce mai proastă, care este adus din China cu 100 de lei și este vândut aici cu 12.000. Și noi nu avem reglementări suficiente în acest sens. Din punctul de vedere al Casei Naționale, este absolut necesară o reformă pornind de la constituirea unui nomenclator de dispozitive medicale în România. Și aici sarcina principală este a NMDM-ului. Domnul director este aici și m-a asigurat că în perioada următoare o să ne sprijin în acest sens. Iar după ce avem acest nomenclator, va trebui să aveți o politică de prețuri. Pentru că nu există o politică de prețuri. În momentul de față, Casa Națională stabilește prețurile pe baza studiului de piață, pe baza prețurilor declarate de furnizori, după o metodă statistică care permite acoperirea unui nivel de preț minim pentru un anumit dispozitiv. Evident că dispozitivele, dacă vorbim de fereorteză, de fotoliul rulant, sunt de foarte multe nivele de calitate. Nu putem plăti același preț pentru orice nivel de calitate. Este clar că trebuie făcut mult mai mult, iar o reformă nu înseamnă neapărat introducerea de dispozitive noi, înseamnă și scoaterea unor dispozitive care consumă foarte mult din bani. Dau exemplu oxigenului, care în 2 ani de zile după introducere a ajuns să reprezinte 50% din consumul de dispozitive, pentru că recomandarea se făcea cu foarte mare ușurință și erau foarte multe recomandări nenecesare. De foarte multe ori, pacienți care își închiriau aceste dispozitive și le țineau pe rulat fără să aibă nevoie de acele dispozitive de oxigen. Ulterior, prescrierea s-a restrâns pentru anumite patologii. Au mai scăzut consumul, dar trebuie să avem în vedere că banii sunt limitați și avem nevoie absolut de o politică de prețuri și de un nomenclator al dispozitivelor. Cu asta trebuie să începem. Cred că Casa Națională a făcut de presiune în acest sens. Poate și domnul director ne dă bine pe acest plan. De săptămâna trecută am preluat atribuții în a coordona acest sector. Și ceea ce am remarcat a fost că nu există acest nomenclator al dispozitivelor medicale care trebuie să ne apucăm să-l facem după modelul nomenclatorului pentru medicament. Pe de altă parte, am constatat, și nu e numai la nivelul țării noastre, dar la nivel european, legislația pentru dispozitive medicale nu este atât de strictă ca în domeniul medicamentului. În așa fel încât există posibilitatea de multe ori ca să pătrundă o serie de produse neconforme. Și mă refer la acele dispozitive care, spre exemplu, nu au neapărat nevoie de a fi supuse unui proceduri de certificare, ci doar se notifică cele care au un risc scăzut. Nu știu, trebuie poate să ne gândim și pornind împreună cu cei care se ocupă de producerea lor, să ajungem la niște rigori care sunt impuse la ora actuală în domeniul medicamentului. Pentru că în domeniul medicamentului, atunci când un producător este autorizat pentru a face ceea ce își propune, trebuie să asigure și un sistem de calitate foarte clar. Există un sistem de control al acestor produse la nivelul autorităților, în așa fel încât riscul de a avea, știu eu, produse de proastă calitate este redus la minim. El există, bineînțeles, dar este redus la minim. Pe de altă parte, avem nevoie să punem la punct acest sistem de raportare al incidentelor pe sistemul de farmacovigilență de la medicamente.
uitându-mă pe ceea ce avem noi la ora actuală, avem publicat doar un ghid care în momentul de față am hotărât că trebuie neapărat tradus și în limba română pentru a fi înțeles de către toată lumea, dar trebuie să facem și niște formulare de raportare a incidentelor, pentru că am remarcat că sunt unii colegi care folosesc dispozitive medicale și care au anumite nemulțumiri. E firește să se întâmple incidente în utilizarea și a medicamentului și a dispozitivelor medicale, dar astea trebuie cunoscute, trebuie evaluate și trebuie să facem în așa fel încât să reducem la minim riscul pentru a produce prejudicii pacienților. În sistemul de farmacovigilență al medicamentelor avem o serie de mecanisme, avem planuri de management al riscului pe care producătorii de medicamente trebuie să-l prezinte atunci când autorizează un medicament și o serie de măsuri și de evaluare periodică a riscului utilizării acelor medicamente. Astfel încât un medicament, odată ce a fost autorizat pe piață, el permanent este evaluat, la acea balanță risc-beneficiu este permanent evaluată și în anumite situații se restrâng indicații sau chiar se ajunge până la suspendarea autorizației de punere pe piață. Cred că această legislație și acest model trebuie să se aplice și dispozitivelor medicale. Pentru că, în mod firesc, în momentul în care se concepe sau se produce un astfel de dispozitiv medical, ca și în cazul medicamentului, nu se cunosc toate riscurile, toate reacțiile adverse și toate incidentele care pot apare. Pe măsura experienței utilizării acestora, ele sunt cunoscute și atunci se evaluează riscurile, se iau măsuri de minimizare a incidentelor și de o folosire judicioasă a acestor dispozitive. Problema dispozitivelor medicale, din punctul nostru de vedere, este tratată din punct de vedere al riscului pentru pacient. Se cheamă materiovigilență. Avem introduși indicatori pe această temă a riscurilor pentru pacient, a utilizării dispozitivelor medicale, pentru că în primul ciclu de acreditare am constatat lucruri foarte grave. Și anume că materialele sanitare consumate, aparatura medicală în general, dispozitivele care se utilizează în acte medicale intervenționale, nu respectă o serie întreagă de reguli care să prevină apariția unor prejudicii la pacient. Plecând de la faptul, spre exemplu, că materialele sanitare sunt păstrate într-o magazie și gestionate de o persoană care nu are nicio calificare în acest domeniu, deși ar fi atribuția farmacistului să se ocupe de această problemă. Sigur, pe vremea când farmacistul se ocupa de aceste lucruri, numărul materialelor sanitare utilizate era mult mai mic și încăpea în farmacie. Acum nu mai încape în farmacie. Dar nimeni nu s-a gândit la faptul că gestiunea și siguranța acestor materiale, mai ales cele care sunt sterile și trebuie păstrate în anumite condiții, nu poate să fie dată în sarcina unei persoane necalificate în acest domeniu. Din acest punct de vedere, și un alt aspect pe care îl urmărim este că atunci când apar efecte adverse asociate utilizării unor astfel de dispozitive, ele trebuie raportate, identificate cauzele și luate măsuri de prevenție.